anume cel care a preluat Astra din etapa a 7-a după ce primele 6 runde a fost Mihai Stoichiță pe banca tehnică Astrei Ploiești. O ocazie importantă a Brașovului, șutul lui Kipciu. Și să vedem acest atac al Astrei cu capul lui Osvaldo Miran. Dinaintea acestei partide, centrarea lui Mihalache la colțul lung, lovitura de cap foarte periculoasă lui Rade Copărsal. Conducător din fotbal românesc, până la urmă a fost cumpărat de Rapid. A bătut Paulinho cornerul la colțul scurt, sare Fatai și lovește cu capul. Nu are un joc de posesie foarte bun. Iată-l pe Tehloc la a doua partidă consecutivă ca titular. Centrarea acum pentru Miranda. Un corner sau în fine înainte de o fază fixă. Nu e chiar superstiție, e o chestie tactică, pentru că în momentul în care faci o schimbare, îți pierzi jucătorul din marcaj, jucătorii au alte sarcini la faze de fixă. Iată-l acum pe Fatai intrând în carem și este lovitură de la 11 metri de această dată. A greșit Cristi Ionescu, l-a scăpat pe Fatai și apoi nu a mai avut altă soluție de, în afara, este sancțiunea dictată împotriva lui Cristi Ionescu, iată-l agățându-se pur și simplu de adversar. Spre meritul lui Fatai ar fi continuat această fază, însă Cristi Ionescu a căzut pe picioarele sale în ultima parte a acestei faze. Penalti fără dubii. Iată momentul în care Chehinde Fatai. Astra are șansa de a trece în avantaj în acest meci. Ce spuneam noi că nu sunt spectatori, Andrei, este răbufnire de bucurie. Un gol care vine cumva neașteptat într-un moment în care Brașovul se afla în celălalt teren, dar un gol extrem de important și o reușită care va schimba datele problemei. Cu siguranță spectaculositatea meciului va fi în creștere de acum. Tăsie acum mai departe, în zona stângă, Ionescu, cel care a făcut penaltiul, încearcă o centrare bună, o reușește, Dedu! S-a lovit. Vedem execuția fundașului dreapta al Astrei, care pare că va trage direct spre poartă. O face! Periculos, însă... Iată-l pe Miranda, Fatai, minge trimisă din prima, în dreapta, către Strătilă, 1-1 Strătilă cu... Ionescu, o centrare, bară! O centrare șutată! Ilieș Cristescu și Kipciu în linia de mijloc. Scuză-mă, Andrei, Strătilă centrează foarte bine, nu pot să cred ce ocazie. Nou argentinianul la balon, cu balonul stânga către Takayuki. Atacat din spate, Takayuki șutează de la distanță și gol! Astra! Superb șutul lui Takayuki. Să consemnăm și faptul că este primul gol marcat de Takayuki pe acest stadion. Da, da, este un șut mai frumos. Mult în deplasare, Takayuki. Numai în deplasare a marcat până acum toate cele patru goluri ale sale. Șutul frumos al lui Takayuki, însă eroare importantă a lui Mincă. Parcă a trecut mingea prin el la această fază. Kipciu. Fatai în mijlocul careului, Fatai pentru Miranda, centrare în urmă, șutul lui. Iată și centrarea, a respins-o Opursal, șutează Năstăsie, însă o face destul de departe de poarta adversară. Mâine de la ora 11, GSP TV vă oferă Ruibii, semifinalele Cupei României, o transmisiune directă cu ambele partide care va dura până la ora 14.30, centrare care ajunge în brațele lui Miron. Nuno Viveiros este cel care joacă alături de Ilie și în centru. El este la balon, Viveiros trimite în stânga către Cristi Ionescu. Șutul lui Ionescu, bară! Ce șut a prins Ionescu, să ne amintim ce gol a marcat în centrare Kipciu la colțul lung, a respins Mățel, însă doar până la Năstăsie. Năstăsie în care o poate centra, preferă un șut la colțul scurt și mâine în direct la Antena 1 cu Dinamo. Să-l vedem pe Cristi Ionescu, șutează. Nu a reușit să pună un stop eficient acolo Vali Badea și se scurge și acest atac al Brașovului. Se poate face însă 3-0 pentru că Fatai și Miranda sunt față în față cu Mincă. Ho, ho, ho! Din corp pe Mincă. Iată-l plecat de la mijlocul terenului. Sincer, mă așteptam că să-i paseze lui Miranda și exact, să-i ofere și lui șansa primului gol la Astra. L-a driblat însă cu ușurință pe Mincă.
și a făcut ca scorul să devină acum 3-0. Fatai este golgheterul Astrei în acest moment. 5 reușite pentru atacantul nigerian, internațional sub 20 de ani al țării sale. Și am greșit mai devreme, nu era finalul meciului, nici nu avea cum să fie, de-abia...